unul de umplere și celălalt de evacuare a uleiului. Pe gura de umplere se pun 900 de ml de ulei de tranziție. Pe bușonul de evacuare se scoate uleiul uzat. Pe motor se află de asemenea două bușoane, unul de umplere, iar celălalt de evacuare. În baia de ulei a motorului se pun 600 de ml de ulei de motor, 15W40 sau 10W30, care se schimbă conform regulamentului după 10, 20 de ore, apoi din 40 în 40 de ore. Filtrul de aer este în mediu umed și este dispus deasupra motocultorului. În interiorul acestuia se pun 40 de ml de ulei până la un semn care este marcat pe cutia acestuia. Uleiul se schimbă, uleiul din filtru se schimbă după 10 ore de lucru. Vă